Problematica rasismului împotriva romilor se manifestă pregnant și cu implicații majore, în special în instituțiile de învățământ, unde elevii de etnie romă sunt excluși, marginalizați sau instruiți separat, în instituții în care calitatea educației este invariabil inferioară standardelor educaționale pentru majoritățile etnice. În studiul referitor la educația interculturală și rolul acesteia în construcția stimei de sine etnice, realizat de Centrul Național de Cultură a Romilor în anul 2019, în 5 școli din România cu elevi preponderent romi, datele cercetării arată că atunci când sunt cerute din partea inspectoratelor situații statistice ale elevilor după etnie, unora dintre elevi le este rușine să-și declare etnia, aceasta mai ales în cazul școlilor unde nu se predau limba romanii și istoria și tradițiile romilor. Pentru a nu conduce la interiorizarea stigmatului etnic de către elevii romi și la scăderea stimei lor de sine, în contextul unei istorii tragice ale cărei victime au fost romii, predarea în școală a informațiilor despre sclavia sau holocaustul romilor, de mare importanță pentru cunoașterea și conștientizarea istoriei atât de către elevii romi, cât și de către elevii neromi, trebuie însoțită de predarea informațiilor despre valorile culturii romanii și despre contribuția romilor la formarea și dezvoltarea statului și societății. Care este rolul școlii în cadrul procesului de construcție identitară? Putem trata identitatea romă fără a lua în calcul stigmatul? Cât de deschisă este școala românească față de problematica interculturalității? Cât de importantă este reprezentarea etnică și vizibilitatea unor modele rome în dezvoltarea stimei de sine etnice? Cât de pregătite sunt cadrele didactice în ceea ce privește problematica interculturalității? Perioada de liceu este perioada de supraviețuire. Un moment în care, de fapt, perioada în care eu am început să conștientizez cine sunt. Și a fost perioada în care am simțit cele mai multe discriminări, în care am fost, de fapt, discriminată, nu că doar le-am simțit. În clasa nouă, diriga mi-a zis că am un accent ciudat. Deci. Pentru că vorbim limba romanică, e limba noastră, care e o limbă frumoasă, dar nu e ca română. Și este un pic mai din gât, mai guturală, mai cum vreți voi. Eu vorbeam de acasă romanii și veneam dintr-o comunitate în care se vorbea. Mi-a zis că vorbesc un accent ciudat și că ar fi bine să renunț la el. În momentul în care intri într-un spațiu școlar, deja nu-l mai regăsești pe fratele tău care vorbește o limbă comună cu tine. Doamna este doamna. Și atunci începi să ai foarte multe temeri interioare, să nu te mai manifesti natural, să ai foarte multe inhibiții, să-ți cadă stima de sine. La basket, în primul an, copiii mă tot făceau rom, în momentul când l-au văzut pe tata, dar le-am arătat că dacă-s rom, asta nu înseamnă că nu sunt om bun. Ce cuvânt foloseau? Țiganule. Și cum te simțeai când erai făcut țigan? La început mă simțeam prost, mai ales că eram mic, începeam să plâng. Nu le arătam asta. La un moment dat nu mai vreau să stau cu tatăl meu, că lumea îl vedea că e rom. Mi-era rușine, dar am trecut peste, că mi-am dat seama că el e tatăl meu, că el m-a crescut, nu trebuia să-mi fie rușine. Mi-a atras atenția Antonio, care era foarte mitit, el cred că avea 9 ani. El practica pe atunci și sport de performanță și plângea. Și mi-a atras atenția și m-am dus la el și l-am întrebat de ce plânge. La început a refuzat să comunice cu mine, pentru că din nou nu-i păream familiară. Și ușor, ușor i-am spus prima dată în romanii. Atunci s-a uitat la mine și și-a șters lacrimile cu o mână, cu cealaltă m-a luat de încheietură și mi-a spus că eu nu mai vreau să iasă cu tata în oraș și că nu vrea să mai fie făcut țigan. Nu vrea ca ceilalți din echipa de sport, de la basket, unde era, să-l mai arate cu degetul. Atunci i-am spus în bine că un mod de a răspunde acestei violențe agresive orale nu este lașitate, să fugi, ci să dovedești tot timpul că poți fi la fel de bun sau poate chiar și mai bun.
și să lupte în continuare și să le dărâme toate aceste bariere, toate, să dărâme barierele etichetării. Barierele prejudecăților, barierele ignoranței, barierele unei societăți care respinge diferența chiar și atunci când o cunoaște. O istorie tragică, o istorie care se întinde de la secole de sclavie, la Holocaust și la o politică asimilaționistă în anii de socialism, la un rasism contemporan pregnant. Toate acestea conduc la o imagine, la o viziune a societății majoritare despre romi aproape în totalitate negativă, pornind chiar și de la termenul de țigan, care este în totalitate peiorativ, atât ca etimologie, cât și în prezent cauz în limba română. În școlile unde nu se predă limba româniei și în care se întâlnesc clase segregate, chiar dacă numărul elevilor romi este mult mai mare în raport cu cel al elevilor majoritari, atitudinile cadrelor didactice sunt caracterizate de preconcepții și stereotipuri. De câte ori intrau copiii în clasă, găseau de cei mari de la liceu, da, că ei învățau dimineața, noi după amiază, găseau scris cu litere mari de tipar: întoarceți-vă la clasa voastră, la școala voastră țigani. Și le-am spus în consiliu profesoral, mie mi-e groază, numai dacă la gândul că acești elevi ai liceului pedagogic vor deveni învățători sau educatori. Și ce o să se întâmple dacă unul dintre elevii ăștia, liceieni ăștia, vor avea la clasă, ca și învățători sau educatori, vreun copil rom? Cum o să comporte copiii ăștia acum? De foarte multe ori, stereotipurile, prejudecățile, chiar și situații de discriminare pot strica cumva sau pot rupe universul unui copil, îl poți zgudui destul de puternic. Păi dacă în fiecare zi ești făcut rom și eu folosesc rom, dar gândiți-vă la cuvântul ăla magic pe care tot timpul îl auzim când vorbește cineva despre noi. Dacă tot timpul ești rom, tot timpul stai în ultima bancă, lumea se așteaptă de la tine să nu vii la școală, lumea se așteaptă de la tine să nu vorbești, lumea se așteaptă, dacă tot timpul asta auzi la școală, unde trebuie să fii pe val și să reușești, cum crezi tu? Chiar și dacă acasă ești susținut de familie, că de foarte multe ori familie rome susțin acei copii, dar dacă la școală, unde petreci 6, 7, 8 ore pe zi, ești pus la colț doar pentru că ești rom, și pentru că ai un bagaj în spate, un bagaj plin de prejudecăți și stereotipuri la adresa minorității din care faci parte, s-ar putea tu să nu ai nicio treabă, nici măcar să nu fii conștient de acel bagaj pe care îl duci de foarte multe ori invizibil, dar ceilalți îl văd. Pentru că ești mai un pic închis la culoare, pentru că vii dintr-un anumit cartier unde acolo locuiesc romii, pentru că familia ta nu a reușit, că nu au un statut. De foarte multe ori să duci asta ca un copil sau ca elev într-o școală din România, că de asta vorbim, este greu. În anul 2019, Centrul Național de Cultură a Romilor a desfășurat o cercetare în domeniul interculturalității. Cercetarea se numește Efecte, percepții și reprezentări ale interculturalității în școală și în familie. Au fost incluse 5 școli cu diferite profiluri în ceea ce privește numărul de elevi romi din fiecare școală. Iar din rezultatele cercetării calitative pe care noi am desfășurat-o, reiese că în mediul școlar sunt preluate în general comportamente învățate în familie. De asemenea, cercetarea noastră scoate la iveală faptul că în mediul școlar elevii încă se adresează, mă refer la elevii majoritari, încă se adresează elevilor rom cu apelative precum țigan, cioară, țigan borât, coloratule. Din păcate, cadrele didactice nerome încă nu sunt pregătite din punct de vedere al interculturalității. Din păcate, în momentul în care se realizează pe băncile facultății practica pedagogică, ceri musai a avea o clasă, așa cum spun colegii mei, cu toate ghilimelele de rigoare, o clasă normală.
Clasă normală înseamnă a nu avea rom. Da? Ca să poți avea inspecții de calitate cu reușite. Se merge pe premiza că un copil rom înseamnă că deja ai o inspecție eșuată. Că el nu te poate ajuta să dovedească ce competențe extraordinare ai tu ca și profesor. Colegii mei, din păcate, nu sunt pregătiți. Pentru că societatea nu s-a gândit încă. Există o gravă nepercepere, necunoaștere și neînțelegere a diversității culturale în pregătirea profesorilor, în pregătirea școlii în sine, ca program, ca viziune. Formarea inițială este foarte importantă. Profesorul este pregătit sau nu pentru managementul unei clase cu mai multe etnii? Și răspunsul, din păcate, pentru școala românească este nu, nu este pregătit. Am început din acel an, după ce am vorbit cu Antonio, m-am gândit că este foarte important ca eu să-mi văd aportul în dezvoltarea copiilor, să predau de la învățământul primar. Și să am prima dată discuții cu părinții lui. Și astfel am discutat cu mama și cu tata. Și am descoperit că, de fapt, el de acasă nu era motivat. De acasă el nu era familiarizat cu etnia. Și toată această teamă colectivă, pe care o știm cu toți, este o teamă, cumva, din memoria colectivă. Îți este teamă să-ți asumi din cauza trecutului, a istoriei romilor. Cumva s-a transmis teama, dar nu și motivația. Nu și din ce cauză nu ne mai asumăm în mod public apartenența la grupul etnic. Copiii nu știu de ce există această teamă, dar au văzut sau au fost victimele etichetării. Prin urmare, datoria noastră morală a tuturor cadrelor didactice, nu doar a celor care predau limba și literatura romanii, a tuturor cadrelor, este să-i sprijinim pe acești copii care ajung în spațiu școlar să-și asume copilăria și inocența pe care o au. Fix în mijlocul piramidei lui Maslow este nevoia de a aparține, adică ce sunt eu? Păi eu sunt român, eu sunt rom, eu sunt fată, eu sunt băiat, eu sunt norocos, ghinionist, verbul a fi. Da? Și este fix în mijlocul piramidei lui Maslow. Asta însemnând că tu poți să supraviețuiești așa, fără chestia asta, o vreme. Da? Mănânci, alergi, da? Te aperi, dar nu poți să construiești mai sus în piramida lui Maslow împlinirea ta. Deci dacă tu nu ești mulțumit de apartenența ta, de cine ești tu, nici nu înveți multe lucruri, nici nu te afirmi, nici nu ajuți pe alții, nici nu consider că ești fericit în viață. Vârful piramidei. Și de aceea este extrem de important să acordăm oamenilor șansa de a construi pe ce sunt prin a-i face să fie mulțumiți de ce sunt. Deci dacă noi îl ajutăm pe un om să se împace cu cine este el și să zică, e o veste minunată că sunt asta, el începe să construiască vârful piramidei lui Maslow. Ceea ce a mai scos la suprafață cercetarea pe care noi am desfășurat-o alături de specialiști de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie, de exemplu, a fost faptul că adesea stima de sine a elevilor romi este afectată tocmai de folosirea acestor etichete, acestor stereotipuri, aș putea spune, care acționează asupra elevului rom și se reflectă mai ales în performanțele lui școlare, de cele mai multe ori. Cuvântul stigma însemna în limba latină că erai sclav și că erai însemnat cu fierul roșu pe piele la un loc, într-un loc vizibil, să știe toată lumea că tu ești sclav, nu ești om liber. De aici vine cuvântul stigmat. Da? Vă zic că stigmatul este ceva ce un om poartă cu el peste tot și nu poate să șteargă asta. Da? Și este vizibil lucrul ăsta, toată lumea observă. Da? Și de multe ori are însemnătate negativă.
Adică omul respectiv are de suferit din cauza asta și e ca o barieră, el nu se poate afirma, el nu poate să își propună lucruri importante în viață din cauza că toată lumea vede că el nu are dreptul la asta și îl consideră inferior. Ăsta este stigmatul. Dar partea cea mai urâtă a stigmatului este că omul ajunge să-l accepte. Și el însuși începe să spună că nu are dreptul la niște lucruri. Începe să refuze afirmarea în fața celorlalți, chiar dacă îi se propune, uite, ai dreptul la lucrul ăsta, îi spune, nu, că nu știu ce să fac cu el. Da? Că eu sunt asta, uite, se vede pe mine. Da? Ori asta înseamnă o adevărată închisoare pe care o porți cu tine peste tot. Îți reduce libertățile un astfel de stigmat. Și de aceea stigmatul contează foarte mult de ceilalți. Adică... Stigma, marca sclaviei, etimologic vorbind, totodată marca excluderii sociale, a marginalizării, a unei stări de non-cetățenie sau de cetățenie de gradul 2 sau de nivelul 2, este ceva ce marchează în special evoluția spirituală, culturală a unui om. Și mai ales atunci când e vorba de un copil. Un copil care vine de acasă cu o limbă maternă, cu o cultură, cu anumite practici culturale, vine cu o anumită viziune despre lume, se confruntă în școală cu faptul că tot ce are de acasă este o subcultură, este văzută ca o non-cultură. Această limbă a lui maternă ori nu există în școală, deloc, în mintea colegilor, a profesorilor, a școlii în general, ori dacă există, e o limbă de categoria a doua, un fel de argou și așa mai departe. Și tot ce are de acasă, valorile de acasă, îi sunt răsturnate. La utilizarea termenului țigan. Inițial, acest lucru desemna o stare socială în timpul sclaviei. Vorbim despre o perioadă de aproape 5 secole de dependență socială a romilor în spațiul românesc. În prezent, acest termen nu mai face referire la statutul social a romilor din perioada sclaviei, ci din contră, în prezent, acest termen are o semnificație mult mai profundă, da? Mai mult o semnificație care face trimitere la o serie de comportamente negative ale unei persoane sau ale unui întreg grup. Nu te comporta ca un țigan. Nu facem țigănie. O școală monoetnică, monoculturală, centrată pe majoritate, pe cultura majorității, pe cultura dominantă. Ce să înțeleagă copilul atunci când își caută eroii, personalitățile și valorile în cărțile, manualele școlare și nu le găsește. Să înțeleagă că nu are nici valori, nici eroi, nici personalități. Și, din nou, cade în stigmat în ceea ce vede în mass media, în media socială acum mai mult, vede stereotipuri și prejudecăți față de minoritatea căreia nu ar mai vrea să-i aparțină, tocmai pentru că se confruntă cu acest stigmat internalizat. Am găsit Universitatea București, Facultatea de Limbi Străine, secția Romanii, de care eu nu auzisem. Eu până în anul întâi, până să-mi depun dosarul, eu până atunci eram ruptă de lumea asta, de lumea, de societatea civilă romă, de mișcare, nu știam pe nimeni, nu știam nimic. Imaginați-vă dacă eu aș fi știut când eram în liceu. Cum ar fi fost pentru mine asta? Să știu că există cineva, să știu că există o fundație, că există un centru, că există o instituție a noastră. Să afli la 20 de ani istoria neamului tău, asta te marchează din momentul respectiv. Am știut ce vreau să fac cu viața mea și cu viața mea profesională, mai ales. Știți ce?
am promis și m-am jurat că de atunci încolo să fac tot ce ține de mine, ca nimeni să nu mai treacă prin ceea ce am trecut eu și ca ai noștri copii să învețe mai devreme despre istoria noastră și să-și cunoască istoria și nu să ajungă la 20 de ani și să o afle doar pentru că ajung la o anumită facultate. Studierea acestor fenomene și predarea lor către noua generație consider că duce la împăcarea cu trecutul istoric. Pentru că nici romii nu se pot împăca cu propria istorie și nu-și pot înțelege și defini propria istorie atât timp cât ei nu au informații cu privire la cine sunt, de unde au venit și încotro se îndreaptă. Această lipsă de informație acționează în același mod și în cazul populației majoritare, care nu are o serie de repere în ceea ce privește prezența noastră și contribuția noastră alături de cea a populației majoritare la dezvoltarea societății românești. Pentru că eu dacă nu găseam facultatea asta și nu m-aș fi înscris, probabil că m-aș fi dus la o altă facultate. Cu siguranță că na. Și n-aș fi ajuns astăzi aici. N-aș fi ajuns ca timp de 11 ani să lucrez pentru partea asta de drepturi, pentru copii, pentru tineri, în programe educaționale, tot ce am făcut eu ca activistă pentru 11 ani. După ce am terminat facultatea, m-am înscris la master și am început să lucrez și la agenția împreună din anul 3, de fapt, de facultate. Și am început să fiu și profesoară de limba romanii la școala numărul 2 din București, Ferentari. Am vrut să mă duc acolo și să văd ce înseamnă să fii profesoară romă într-o școală în care majoritatea nu erau copii de etnie romă. Și a fost o experiență tare mișto pentru mine. În timpul în care am fost profesoară a fost pentru mine experiența aia care îți rămâne acolo în suflet. Aveam un grup de fete și de băieți care s-au înscris la limba romanii și rom și nerom. Cu care făceam istoria romanii, cu care vorbeam despre rom, cu care vorbeam despre stimă, despre situația noastră, despre tot ceea ce înseamnă să fii rom pe lângă limbă. Am avut rezultate foarte, foarte mișto atunci când stai de vorbă cu ei și vorbești cu ei și îi motivezi. Și cred eu că a ajutat foarte mult că eram de etnie rom. A fost așa o experiență în care mi-am dat seama cât de mult contează să fii și să ai un model rom. Cineva acolo care știi că te înțelege mai bine când vii de pe alea livezilor și știi că te înțelege mai bine când maica ta are nu știu ce chestie și nu te lasă să mergi în excursie, dar te lasă cu doamna de romanii, pentru că doamna de romanii are încredere pentru că este romă și că înțelege tradiția mai bine decât cineva care nu este de acolo. Ai nevoie de mai mult să reușești în viață, ai nevoie de mai mult ajutor să reușești în viață, nu doar familia. Ai nevoie și de școală, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de instituții, ai nevoie de oameni pe care să-i vezi și care, într-un fel sau altul, să fii conștient de bagajul pe care îl cari, dar în același timp să-l umpli și cu lucruri de care să fii mândru că ești rom. Cătălina Olteanu este o femeie romă din neamul ursarilor, din județul Giurgiu, nepoată, fiică, soră, prietenă, activistă pentru drepturile omului, învățătoare, profesoară, studentă momentan și în acest loc sunt membră în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, respectiv secretară de stat. Estima de sine întotdeauna este raport cu ceilalți oameni, nu este doar raport cu tine. Pentru că ceilalți oameni te descurajează sau ceilalți nu te bagă în seamă sau ceilalți te agresează și te tot dau în jos. Da? Și după cum ziceam, dacă ei au apucat să facă asta, tu greu te mai ridici după aceea. Așa se și explică de ce romii de-a lungul sutelor de ani s-au ridicat cu greu. Pentru că lor ni s-a oferit cadrul să se exprime, da? Pentru că au fost loviți sistematic, da? Și pentru că n-au apucat să vorbească despre ei. Să nu uităm de nevoia de reprezentare culturală în societate a romilor și copiilor, elevilor, studenților, pornind de la ei. Avem nevoie de o instituționalizare etnică sau de o dezvoltare instituțională.
Prea puține instituții ne reprezintă cultura. Avem, practic, în România doar Centrul Național de Cultura Romilor, Romanocher. Este infim, foarte puțin, deși instituția face eforturi cu un buget minim să aducă producția culturală romă, să aducă instituția în a face ceea ce instituțiile pe care le așteptăm de foarte mult timp nu au cum să facă, pentru că acestea nu există, anume nu există un teatru al romilor, un muzeu al romilor, o bibliotecă romă cu lucrări și din țară și din străinătate, producție culturală puternică în limba romani, reviste, inclusiv online. Toate acestea sunt elemente de reprezentare culturală foarte importante, în care am putea să regăsim valori, personalități, contribuții ale romilor la tot ceea ce înseamnă România de-a lungul istoriei și în trecut și în prezent. E singurul cadru de dezvoltare, cadrul creat de societate, un cadru în care cultura își dezvoltă autonom valorile cu bani publici pentru un simplu fapt. Suntem cetățeni ai României, noi romii, alături de alte minorități, alături de majoritari, plătim contribuții la statul român și atunci avem firesc drepturi ca minoritate națională recunoscută de a fi reprezentați cultural în societate.